Comisarii Gărzii de Mediu Suceava au aplicat o amendă de 10.000 de lei și a dispus suspendarea activității unui gater din Cornul Uncii. La sesizarea și solicitarea Gărzii Forestiere Suceava, comisarii din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Suceava, au desfășurat un control la o instalație de debitare material lemnos, ocazie cu care au constatat desfășurarea de activități de debitare material lemnos fără de ținerea autorizației de mediu la o instalație deținută de o persoană fizică pe raza comunei Cornul Uncii. Potrivit sursei citate, în acest caz a fost aplicată o sancțiune contravențională principală pentru încălcarea prevederilor legale în valoare totală de 10.000 de lei, precum și o sancțiune complementară de suspendare a activității de prelucrare a lemnului până la obținerea actului de reglementare pe linie de mediu. Totodată, în acest caz au fost stabilite măsuri cu termene de realizare în sarcina proprietarului instalației de debitare material lemnos pentru intrare în legalitate.